450 de companii din Republica Moldova și-au anunțat participarea la expoziția Târgă Fabricat în Moldova, care va avea loc în perioada 31 ianuarie-4 februarie la Moldexpo. Genericul ediției de anul acesta va fi Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine. În afară de companiile autohtone, la Fabricat în Moldova și-au anunțat prezența agenți economici din Turcia, România, Ucraina, Belarus, Federația Rusă. În prezent se negociază și cu companii din Iran, Germania și din alte țări, circa 50% din spațiile expoziționale fiind deja solicitate. Acest eveniment care se va desfășura la Centrul Expozițional MoldExpo va acoperi 3100 de metri pătrați din suprafața expozițională și preconizăm să avem prezenți circa 450 de companii care își vor expune bunurile și serviciile. Un element nou al ediției din anul 2018 este un forum investițional care va fi organizat în sudul țării. Este vorba despre municipiul Cahul, pe data de 2 februarie, împreună cu partenerii noștri din European Enterprise Network, cei din România, cei din Ucraina și alți parteneri din Republica Moldova, dar și de peste hotare, vom organiza acest eveniment investițional pentru a promova oportunitățile de colaborare și de investiții în regiunea de sud a Republicii Moldova. Programul de afaceri va găzdui un forum organizat de partenerii ucraineni. Harea a mai spus că, în afară de pregătirile pentru Fabricat în Moldova și alte manifestări expoziționale din țară, Camera de Comerț și Industrie va participa în perioada 30 noiembrie-2 decembrie cu stand colectiv la o expoziție din Polonia, iar pentru anul viitor este preconizată participarea la expoziții importante din Rusia, Ucraina și Germania.